Bună seara, România, oriunde te afla, Cătălin Bădițoiu. În această seară vom continua demersurile noastre împreună cu prietenii noștri de la România Fără Gropi, împreună cu Alexandru Vâlvoi și Alexandru Ștefan. Bună seara, domnilor! Bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, Alexandru, și bine ai revenit din călătorile tale! Da, ce să vă spun, am călătorit puțin prin Europa. Ai călătorit cu mașina sau cu avionul? Eram curios. Cu mașina și cum erau într-adevăr drumurile sunt impecabile. Nu se compară cu drumurile din București, din România. Și cu toate că am auzit că s-a cam stricat și la ei, au început să se... S-au stricat într-adevăr față de cum era, dar starea lor este mult mai bună față de cea a drumurilor noastre. Dar sperăm și prin campania noastră și prin sprijinul dumneavoastră să ajungem și noi la aceste standarde. Alexandru, acum România Fără Gropi, după cazul Oprea, poate așa își dau seama polițiștii, poate așa își dau seama și oamenii, cât de oportun este să facă plângeri, să vă susțină pe voi, să ne susțină pe noi. Că nu vrem nimic altceva decât o infrastructură mai bună. Inclusiv domnii din poliția rutieră. Inclusiv domnii din poliția rutieră, a căror coleg săracul a murit. Dar chiar la această masă? Da, spuneam chiar la această masă, în urmă cu o lună de zile, că se poate întâmpla oricui, nu contează că ești polițist sau pompier sau măturător de stradă, poți să mori într-una dintre gropile din România și s-a întâmplat această tragedie. Dar am vorbit la această masă despre gropile care le fac distrigazul, adică clar, da. Și cum le lasă și că vorbesc tot timpul că e urgență. Tot timpul le-am spus, urgență nu poate să dureze 4 zile. Câți oameni logic trebuie să mai moară ca să facem și să luăm atitudine? Sau, mă rog, autoritățile să facă ceva, să-i sesizeze? Nu cred că vor face ceva. Crezi că vor face ceva, Alexandru? Păi gândește-te că iau... Trebuie, pentru că au început să moară oameni. Păi și da, dar ei gândește-te că au un studiu tragic în care în fiecare an, în studiul lor spune, studiul Guvernului României, că mor 10 oameni din lipsa autostrăzii Comanic Brașov. Deci scrie negru pal, nu inventez eu. Și nu interesează. Corect. Și nu mor 10, mor mai mult de 10, dar ei scriu lucrul ăsta că mor 10 oameni. Gândește-te că de 15 ani, dacă n-au făcut autostradă, 10 ani au murit 100 de oameni. Și crezi că interesează? Este nevoie de un fenomen care este denumit ploaie de stele și după aceea o să rezolvă problema. Să plece niște domni din poliția rutieră, din IGPR, din Ministerul de Interne, pleacă câțiva oameni, inclusiv de la IPJ-urile de prin țară și lucrurile se vor rezolva. Care e părerea voastră? Nu? Credeți că nu se va mușamaliza cazul? Nu se va mușamaliza cazul. Nu o să permitem mușamalizarea acestui caz, pentru că este s-a depășit orice limită. Este adică ei au avut, domnul Oprea și-a luat 6 zile în care și-a aranjat niște lucruri. Da, numai că legea este au dat ordonanță care zic ei că a fost pe 14, după părerea mea e antedata, după părerea mea a fost dată, dar e părerea mea, poate greșesc, a fost dată pe 20 seara și pe 21 publicată monitor oficial. Știți cum e exact în cazul în care se întâmplă un accident și cineva mută trecerea de pietoni? Ei bine, noi avem filmarea cu trecerea de pietoni. Nu există crimă nu perfectă. Se poate. Sunt date care au fost scrise, sunt filmări, sunt înregistrări, sunt transcripturi. Dacă este nevoie, vor fi folosite. Colegii noștri, să-mi cer scuze, dar chiar nu știu de la ce ziar, dar am citit, de la parchet, de o declarație șoferul domnului Oprea, domnul Oprea mergea acasă. Acum, exact cum am spus și noi. Adică, o să te simți acasă oriunde. Acasă am zis generic. Da, asta a zis. Bun, până la urma urmei ar trebui să se... Ideea că dacă mergea acasă, unde era urgența? Asta trebuie să se demonstreze că a fost un abuz. Și dacă a fost nici un abuz... Nu cred că va fi foarte greu la 1500 de coloane cât a avut numai anul acesta. Este... Cazul acesta e destul de complicat. Pentru nu sunt că... multe, Alex, așa am gândit și eu la început. Nu. Dar gândește-te că sunt 5 coloane pe zi. Domnul Oprea făcea mult mai multe drumuri. El la fiecare drum se formă o coloană, pentru că polițiștii, am vrut și eu cu polițiștii și mi-au zis că nu stau. Deci ei au terminat cu coloana, primesc altă misiune, se duc la altă coloană și la altă coloană și 8 ore sau cât sunt la muncă. Și, probabil... și de însu mergea și la frizerie și la restaurant și dacă avea treabă, poate avea și treabă. Probabil așa se justifică de ce poliția rutieră și în special brigada rutieră București nu-și face treabă. Că dacă oamenii de la deci, poliția rutieră trebuie să facă altceva. Eu nu știu dacă ați văzut că voi, nu știu, dacă sigur ați văzut în București, că sunt acum la poliția rutieră, sunt polițiști normali.
Deci un polițist de la rutieră cu un polițist normal. Am văzut și în Piața Rosetti, am văzut și în mai multe locuri prin București. Un echipaj mic se întâmplă o dată pe lună sau pe săptămână, se ia prin rotație. Dar în fiecare zi sunt. Deci echipajul mic este la fiecare secție ia prin rotație. Cazul ăsta e un caz mai complicat, pentru că sunt foarte multe lucruri care nu s-au respectat. Inclusiv, eu cred și sunt de părere că administratorul gropii respective... Da, asta e o mare problemă. Nu a semnalizat. Nu gândiți-vă, nu părere că nu a semnalizat. Nu știu dacă știți, dar vă spun că legea presemnalizării, vorbim de presemnalizare, da, nu mai este de actualitate. Legea este din 2000. Nimeni nu a încercat să o actualizeze. A încercat un domn de la CNADNR prin anul 2011. Am căutat, acel domn a murit, a avut o problemă și a murit și a rămas așa legea până în momentul actual. Și nu vorbim mai orice lucrări în țara asta. Să vă zic de ce e mai periculoasă o groapă. Pentru că știm cu toții, plecăm de acasă din punctul A până în punctul B. Suntem obișnuiți să facem drumul ăsta de foarte multe ori. Deja nu mai e o rutină și nu mai ești atent. Dacă în mijlocul drumului e o groapă, tu nu știi de groapa aia, dacă ea nu e presemnalizată, tu te trezești și intri în ea. Pentru că a devenit o rutină făcând același drum tot timpul. Da. Și presemnalizarea e foarte, foarte, foarte importantă. Ceea ce în România nu există. Deci nu există deloc presemnalizare în România. Presemnalizare cu 200 de metri înainte. În momentul în care ești pe autostradă, sau pe un drum național, ești obligat, dacă ai o pană, să tragi pe dreapta și să pui triunghiul reflectorizant la 100 de metri minim. Da, și nu vorbim de lucrări, vorbim de o pană. Și vorbim de o pană, da? Păi, gropile astea sunt semnalizate cu un gard de protecție la 5 cm. Vă dați seama ce ar însemna momentul ăsta în București să presemnalizezi gropile? Am mai avea milioane de semne, deci nu cred că am avea firme care... Sincer, da, gândiți-vă că e... Să nu le dăm idei totuși de îmbogățire. Sau poate așa și-ar da seama în ce hal am ajuns. Și atunci lucrurile se vor mișca. Deci sunt o stradă aici aproape, cred că sunt 40 de gropi. Da, problema dar este... Dar nu gropi, lucrări. Da, sunt... Dacă noi am semnalizat groapa la 100 de metri, păi este chiar un caz destul de ciudat, pentru că la... Acea 100 de metri este altă groapă care trebuie semnalizată și tot așa. Și, na. Exact asta. E un sistem din ăsta domino care... Ce ne-ai primit, Alexandru? În primul rând că s-a tot vorbit pe la televizor, domnule, nu există mijloace de semnalizare, adică nu avem și noi un standard, un ceva, după care să ne luăm, să punem respectivele marcaje sau indicatoare. Există standardul român, SR 1848. 1 din decembrie 2011, legislația există, nu suntem chiar așa fără legislație. Într-adevăr, asta e de semnalizare. De semnalizare, două puncte. Capitolul 6, mijloace de semnalizare a lucrărilor. Indicatoare rutiere temporare. Începe de la pagina 85, se termină la pagina 97, exact unde se termină și acest standard român, 1848 din 2011. La pagina 93 avem un indicator care sigur nu s-a aflat pe calea Șerban-Vodă la acea groapă. Indicatorul, figura U47, intrare alternativă în coloană. Pe drumuri cu minim două benzi pe sens, în care banda dinspre axă este ocupată de lucrări, exact cum era în acel caz, circulația fiind preluată de celelalte benzi aferente acelui sens de circulație. Da, este cel de jos. Exact. Da. Semnalizare există, avem în legislație, că ar trebui datată, că ar trebui adusă la zi, într-adevăr. Dar există. Cum există și, mă rog, într-adevăr, acestea sunt cele, ca să zic, obligatorii și există cele auxiliare care pot fi puse și ele, și anume balize cu lămpi în cascadă, pe artere rutiere cu trafic intens. Calea Șerban-Vodă este o arteră... Dar nu există legea care se oblige. Și ce-i problema? Orice firmă privată, dacă nu cei de la Distrigaz făceau lucrarea. Cei de la Distrigaz repară doar țeava atâta. O firmă care se ocupă. O firmă care se ocupă. Toate firmele care se ocupă cu lucrări pe domeniul, pe drumurile publice, trebuie să aibă acest TAS. Trebuie să aibă TAS, dar ei dacă nu-i obligi și nu-i amendezi, Alexandru. Aici e problema poliției rutiere. Câți bani ar trebui să investească?
să aibă semnele actualizate. Apropo de treaba asta cu amendatul și de reacția poliției și mi-am primit un răspuns la o sesizare și mai exact la ca să o sesizare de la Brașov, Târlungeni, respectiv Săcele, Târlungeni, care ne-a uimit. Am rămas șocați un pic și poliția spune în felul următor: nu am apreciat oportuna sancționarea administratorului acestor drumuri până în prezent din motive obiective. Domnilor, ce înseamnă asta? Adică eu din motive obiective aș putea nu să... Nu le-a scris din nou să întrebați ce înseamnă motive obiective? Nu, domnilor de la Brașov, li se pregătește o surpriză. Domnul Aron Ioan și Onoșa Ionel. La acești doi indivizi, că eu nu este pot... Este șeful IGP Brașov. Exact. Și șeful serviciului rutier Brașov. Da, eu nu-i pot corect numi polițiști după un asemenea răspuns. Adică, cum... Ca să ne înțelegem, legea nu se aplică în Brașov, că nu e oportun. Da? Domnul Aron Ioan și domnul Onoșa Ionel, nu e oportun să aplicați legea. Cum o veni asta că nu e oportun? Păi atunci, să știți, eu am făcut și pe site-ul RomaniaFăraGrob.ro, am scris acolo, eu... Cât timp dumneavoastră veți fi șef la IPJ și domnul Onoșa la serviciul rutier Brașov și eu voi merge prin Brașov, vă aduc la cunoștință că pentru mine nu este oportun să respect vreo lege din județul, mă rog, vreo lege cât timp sunt în județul Brașov, iar pentru dumneavoastră nu este oportun să mă sancționați dacă eu nu respect legea. Din motive obiective, cum ați scris și dumneavoastră. Este inadmisibil ca în România, în 2015, să avem un astfel de răspuns de la o instituție a statului. Cum adică nu e oportună aplicarea legii, domnul Aron și domnul Onoșa? Noi facem troc sau dacă vrem azi e oportun, mâine nu e oportun. Cred că domnii de acolo, care sunt într-adevăr și certați cu legea, pentru că dacă ne uităm un pic... Am rămas și îl citesc. Sunt trei răspunsuri. Eu îl citesc de... Sunt trei sesizări făcute, cu același răspuns. La petiția dumneavoastră înregistrată succesiv la IGPR, Direcția Rutieră, sub numărul, nu contează, și IGP Brașov. Nu, nu. Asta e un răspuns la o sesizare. Am înțeles. Și scrie așa, haideți să recitim tu răspunsul telespectatorilor. Exact. Răspund și: starea de viabilitate a celor două drumuri județene este bună în ceea ce privește carosabilul acestora. Da, noi am sesizat lipsa marcajelor și a indicatorilor. Bun. Deci spun că carosabilul este bun. Bun. Deci n-a sesizat că nu e bun carosabilul. Zice, aplicarea marcajelor rutiere orizontale, recondiționarea indicatorului rutiere, asta a sesizat voi. Da. Da. Și după caz înlocuirea sau montarea acestora, am fost informați că se va derula în primăvara anului 2016. Adică până 2016? Păi domnule Aron Ion și Onoșa Ionel, până atunci închideți drumul. Că până în primăvara 2016 mai sunt 6 luni. În 6 luni mii de oameni trec pe acolo, 10.000 de oameni. Închideți drumul până atunci și ok, nu e oportun. Dacă închideți drumul, nu uitați ideea cu închideți drumul, că revenim imediat la... Nu, dacă închid drumul, atunci eu răspuns ok. Nu e oportun că noi închidem drumul și nu mai circulă nimeni pe acolo, nu-i sancționăm. Nu știu dacă este un joc de cuvinte sau li s-a părut că... Dar nu poți să zici că nu e oportun că administratorul drumului va marca în 2016, prima oară, dar știți care e problema la Brașov? Ei au dreptate, sincer. Păi asta e problema. Păi la Brașov nu vine nimeni să dezăpezească drumurile astea și degeaba le marchează, că oricum nu le vezi. Eu știu că la Brașov... Domnii de acolo au impresia că noi ne jucăm și că sesizările noastre sunt așa. Vă știți că la brigada acolo sunt din Brașov. Și știți că tot timpul la brigada rutieră în Brașov au fost tot timpul probleme, dar tot timpul probleme. Eu știu că fostul șef al IPJ Brașov și-a luat 3 ani cu executarea. Dar nu doar fostul șef, vreo președintele Consiliului Județean are și el aceleași probleme. Acela este Brașov-Târlungeni, Săcele-Târlungeni, da? DJ-103. Dar sunt drumuri din ce știu eu... Viscri. Da, dar drumurile astea ce vorbesc de Săcele-Târlungeni și... Tocmai s-a făcut centura Brașovului și cred că au fost reparate, cred, să nu... acele drumuri. Uite, ăsta ar fi fost un răspuns pe care l-am fi acceptat și cu care ne-ar fi mulțumit. Dom'le, uite, s-au făcut reparații, dar nu mi se pare... Ei mi-au spus că nu e oportun să cer sancționare. Este cutremurător. Mie mi se pare bat jocură. Da, eu te rog să faci ceva și să îți îndeplinești atribuțiile de servici, da? Iar dumneata îmi spui că nu e oportun. Și de ce nu le faceți o plângere? Simplu. Pentru abuz în serviciu,
Cu răspunsurile astea nu cred că îi scapă nimeni dacă le faceți o plângere pentru abuz în serviciu. Cu legea, cu răspunsurile... Trei răspunsuri, trei drumuri județene sesizate, se încalcă legea. Este clar, se încalcă legea. Aplicați legea. Nu considerăm oportun să aplicăm legea. Așa e la Brașov. Vom rezolva așa acolo. Cred că e mai simplu decât să... Dacă nu se poate cu vorba bună, rezolvăm altfel. Alexandru, am văzut, mi-ați adus o interpelare. Da, că am discutat mai devreme cu... De ce cu domnul Oprea. Da, era adresată domnului Oprea, ministrul afacerilor interne, de către Daniel Gheorghe, deputat. De la voi a plecat sau domnul... Da, am discutat cu domnul tânăr deputat Daniel Gheorghe. Fost ce deputate? Este deputat de PNL, dar nu cred că acest lucru dar contează. Dar nu contează, eram curios doar. Este un tânăr deputat cu care am reușit să punem în lucru câteva modificări ce trebuie să aduse codului rutier. Una dintre aceste modificări se referă la faptul că aici apar problemele. Domnii de la poliție, domne, o să se rezolve. Nu există o să se rezolve. Trebuie să existe un termen până când se rezolvă o problemă ce ține de infrastructura rutieră. În legislația noastră nu există. În codul rutier nu există o prevedere prin care să se dea un termen. Adică în 10 zile, în 20 sau în 30 de zile, administratorul drumului este obligat să repare drumul dacă nu este viabil. Printre aceste dorințe... Dar aș vrea să le citești tu care a fost întrebarea, că eu vreau să citesc răspunsul. De fapt, că răspunsul ăsta e... Că răspunsul este cel care ne interesează. Da, genial! Unul dintre articolele ce trebuie modificate este articolul 4 din regulamentul de aplicare a ordonanței de urgență 195/2002. Articolul 4 se completează cu următorul text. În cazul în care siguranța participanților la trafic este pusă în pericol din cauza neasigurării viabilității drumului public pe o perioadă mai lungă de 30 de zile consecutive de la data constatării deficiențelor, poliția rutieră va închide drumul public până la remedierea deficiențelor de infrastructură rutieră. Că tot vorbeam cu închisul drumului. Iar răspunsul... Bun, are să vă citesc răspunsul. Iar răspunsul... Deci, către Guvernul României, domnului Eugen Nicolici, a ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, îi răspunde viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul afacerilor interne, domnul Gabriel Oprea. Că tot vorbim de domnul Gabriel Oprea. Uitați aici, cu număr. Da, semnată de domnul Oprea. Bun, haideți să vedem ce... Păi răspunde mai multe, dar ultimul paragraf este genial. Zice așa. Referitor la propunerea de modificare articolului 4 de regulamentul de aplicare ordonanței de urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, precizăm faptul că, având în vedere dimensiunea rețelei de drumuri, poliția rutieră nu dispune de mijloace logistice și umane necesare pentru a pune în aplicare reglementarea în cauză. Deci ce le spune domnul Oprea? Nu avem mașini și nu avem oameni. Dar dânsul are coloane, are oameni, da, are... Mașinile tocmai au fost cumpărate. Mașini cumpărate. Cam aici am avut un... cu domnii sindicaliști de la poliție. După părerea mea, e total deplasat ca în... Tu e scandalul lui Volkswagen, tu să cumperi 400 de Volkswagen-uri. Nu vi se pare așa un pic ne ia la mișto? Nu, dar că... știi ce mi se pare mie? Tu ca șef, da, la Ministerul Afacerilor, stai ca să nu greșești, Ministerul pentru Securitate Națională, Ministerul Afacerilor Interne, deci Volkswagen-ul, n-am nicio treabă, poate să fie orice altă firmă, a furat statul român, da? Da. Cu aproape 1000 de euro la fiecare mașină și tu te duci și cumperi de la ei. Tocmai de acolo. Este deci tu pur și simplu ne sfidezi, adică eu... O sfidare. E o sfidare. Nu pot, nici nu poți să zici, păi știi că dacile nu erau bune. Păi atunci te la Renault și spune Renault-ului. Da, păi ia luați-vă, mă, mașinile, că sunt proaste, dar spune-le. Da, sunt și bune și acele daci. Problema dacilor este următoarea. Ele nu au girofar și sirenă. Da, și-au dat și 40.000 de euro, dar nu le-au luat de la Dacia. Că asta e problema, le-au luat prin...
era o problemă, că o făcea de 80.000 cu tot cu girofar și da, asta e, de tot, eu am rămas așa și explicau domnii de la Sica, nu e că e mai bun Volkswagen, o fi mai bun, dar e oportun în momentul ăsta când firma aia, adică toate statele europene încearcă să-și... Trebuia consultat domnul de la IPJ Brașov, că el e cu oportunitatea. Deci eu am rămas când am citit, eu prima am crezut că e la mișto știrea. Sincer! Da, am crezut că scrisă pe Times New Roman, sincer vorbesc, după aia m-am uitat mai bine și am văzut că chiar o știre normală. Cum să cumperi tu 400 de Volkswagen-uri acum? Probabil au primit o ofertă foarte bună. De nerefuzat. De nerefuzat. De la cei de la Volkswagen. Și... Dar oare acum au oare plătesc taxa de mediu? Cum trebuie la ea? Depreciată. E pură curiozitate. Alexandru, hai să nu mai vorbim de... Voi credeți că se schimbă ceva? Da. Pe aseară am vorbit, am zis, nu ne luăm de domnul Matache. Doamne, a venit omul nou. Știi că vă ziceam și vă mai steam de vorbă în pauze proștitar. Omul nou, 2-3 luni, hai să lăsăm în pace. A trimis domnul Matache corpul de control, eram cu toți bucuroși. Uite, doamne, face ministru ceva. Păi ce face acum domnul Matache? Domnul Matache acum, nu zice, ia raportul frumos și îl bagă sub preș. Și o să ne zice, păi o să ies într-o conferință de presă, raportul e gata de o săptămână și ceva, în raportul ăla scrie cum s-a furat la Fetești, că lotul 1, păi știi ce am descoperit și aseară? Lotul 1, 2, 3 și 4 din Sibioră știe, da. Loturile, aceste loturi au fost recepționate și plătite. Numai că pe lotul 1 mai sunt încă de făcut 300 de lucrări. Deci n-au fost făcute 300 de lucrări, domnul Neaga știa că n-au fost făcute acele lucrări. Și totuși a dat banii. S-au recepționat și a dat banii. Și nici în momentul ăsta nu sunt făcute cele 300 de lucrări, s-au mai fi făcut din ele. Și am înțeles că acest lucru scrie în raportul corpului de control. Dar domnul Matache zice, doamne, o să vorbim de Sibiu, știe, dar nu spune nimic. Cum angajează, cum se fac angajări, cum se fac la CNADNR, că e un singur candidat. Ați văzut, adică bine, cred că a urmărit toată lumea declarația domnului Neaga, mai ales că a fost preluată de voi, de fapt voi ați difuzat-o. Și răspunsul lui a fost foarte evaziv, avem ingineri, vom ancheta, deci nu este nicio problemă, lui se fac lucrurile normale. El e numai cu specialist, domnul Neaga, e numai cu specialist. Dacă lucrează cu specialiști, totuși, de ce nu avem infrastructura mult dorită, mult visată? Domnul Neaga ar trebui să ne răspundă. Da, măcar infrastructura promisă. Măcar ce a promis. Măcar ce ne-a promis. Știți că la începutul anului, domnul Neaga, la începutul verii, ne promitea 80 de km de autostradă. Anul ăsta inaugurăm 80 de kilometri. E, domnul Neaga, aveți minus 9 kilometri până acum. Nu știu când mai inaugurați dumneavoastră 80 de kilometri. Pe principiu avem atât de multe autostrăzi încât am ajuns în situația de Lederma. Deci, luăm un scurt moment publicitate și după publicitate vreau să vă propun ceva. Sigur că da. Publicitate și revenim. Am revenit, suntem în direct. V-am făcut o propunere înainte de pauză. Haideți să vă și zic. Aseară Am vorbit de Dumitru Manuela Greta. Nu știu dacă știți cine e. Este consiliera, vă zic. Dacă nu v-ați uitat, o să vă zic. Dacă ați văzut interviul care l-am luat domnului Neaga, este doamna aceea care era lângă domnul Neaga. Și nu acel centurion al domnului Neaga care îl proteja. Da, care îl proteja, lăsați-l. Eu am zis că mai bine decât să fie consilier cu probleme cu presa, mai bine era bodyguard. Ce drăguță imagine. Așa. Da, au pus-o colegii mei și în plasmă pe doamna. E, această doamnă câștigă de la CNADNR 12.000 de lei net, este delegată la Ministerul Transporturilor, mai câștigă de acolo, mai face parte și din două consilii de administrație, dar care e problema? Problema e că nu are nicio declarație de avere. Are o singură declarație, sincer să vă spun, uite că o am în față, dar nu știam de unde e. A, de la CIAS, din Consiliul de Administrație de la CIAS, în care nu scrie salarii, nu scrie nimica. Doamna Manuela, am vorbit și noi astăzi cu colegii noștri de televiziune și avocatul televiziunii, luni, se va duce la ANI și va face o plângere pentru dumneavoastră. O să mai am o surpriză și pentru domnul Neaga și pentru domnul Matache, dar asta săptămâna viitoare. Domnul Matache, am așteptat să aveți interviu, chiar am aștept să vă raportul corpului de control și ce spuneți dumneavoastră. După care vom avea, exact după conferința noastră de presă, o să vedem dacă aveți noi raportul corpului de control. Ce vreau să vă rog pe voi? Conform codului rutier și conform
O să scoate reglementele lor și o să scoate colegii mei acum ce înseamnă autostrada, definiția autostrăzii. Vin și eu, dacă faceți voi toate actele, să retrogradăm autostrăzile din România. Da, este o idee foarte bună, pentru că autostrăzile nu sunt viabile. Adică nu există parapeți, gropi există. Bun, și asta ce înseamnă? Că la o viteză minimă, mă rog, maximă de 130 de km pe oră, există riscuri foarte mari de a produce accident, Doamne ferește, tot scăzi viața. Și atunci în momentul în care le retrogradăm... Nu, au, nu se încadrează corect la secțiunea autostradă. Poate să fie drum expres, drum național. Nu știu, vedem la ce secțiune se încadrează. Unde viteza, într-adevăr, este mult mai mică și nu ți-ar pune viața în pericol. Într-adevăr, este groaznic, pentru că să te deplasezi și așa pe o bucată de drum în România în care nu avem autostrăzi, să mergi și pe un drum expres, este incredibil. Dar să-i vedem pe domnii care folosesc coloane oficiale. Adică vom vedea conform legii. Vom încerca să retrogradăm. Vom fi singura țară, cred că, din Europa, care nu va avea niciun kilometru de autostradă. Sau doar niște bucățele. Dar nu știu cum puteți să le spuneți voi asta autostrăzi, că, din ce știu eu, nu, cam niciuna nu respectă în totalitate definiția autostrăzii. E să văd atunci dacă vă dați demitia, să văd atunci dacă vă mai protejează domnul Matache, să văd atunci dacă vă mai protejează domnul Ponta, să văd cine vă mai protejează și pe dumneavoastră și pe cei 5 consilieri. Domnul Neagă, nu știți că are 5 consilieri? Cel mai mic salariu îl are această doamnă. Doamna Manuela Dumitru. Deci nici miniștri, nu au 5 consilieri. E un director general, are 5 consilieri în România. Fiecare consilier nu are sub 12.000 de lei net. Deci doamna Manuela cu 12.000 are cel mai mic salariu. Au 15.000, 17.000 consilier personal. Și acest domn director și cine ADNR-ul, gândiți-vă că are pentru fiecare consilier, unul pe financiar, unul pe fonduri europene, el are oameni care lucrează pentru așa, nu știu de ce îi mai trebuie. De aici tragem două concluzii. Unu, că este foarte bine să lucrezi la stat. Foarte bine. Nu. Și a doua, că într-adevăr nu se întâmplă absolut nimic, dar deci eu am făcut un calcul. Am uitat aseară, dragi colegi, să vă spun, dar domnul Neaga, cu cei 5 consilieri, câștigă împreună în jur de vreo 300.000 de euro salariu pe an. Eu cred că mai trebuiau încă 4 consilieri pentru loturile de la Sibiu Orăștie și poate era mai bine. Ce nu vreau, vă dați seama ce absurd e? Nu. Adică ajungem undeva... Și cu toate astea, are... cu atâția consilieri, domnul Neaga n-a binevoit să răspundă invitației dumneavoastră de a veni aici în platou. Și astăzi, chiar și astăzi, domnul Neaga, și astăzi v-am trimis un mesaj. Chiar astăzi, ieri v-am trimis, v-am sunat ieri. Păi domnul Neaga, vorbesc cu oameni, credeți-mă că îmi răspund miniștri, vorbesc cu dânsii, n-am nicio problemă. Nu vor să vină, îmi răspund și zic nu vin. Păi dumneavoastră odată, o singură dată mi-ați răspuns la telefon și mi-ați închis telefonul într-o secundă. De ce nu aveți curaj să-mi spuneți? Dom'le, nu vreau să vin, s-au trăit un consilier sau vă răspund pe mail la 5 întrebări. Și ieri v-am adresat o invitație și în direct vă adresez și acum. V-am adresat și prin doamna Manuela, nu știu dacă v-a spus. De ce vă ascundeți, domnul Neagă? Ce aveți de ascuns? Vă este frică? Chiar nu înțeleg. Dacă nu ați făcut nimic și spune că sunteți cel mai bun, cel mai cinstit, de ce nu veniți aici? Vă promit că dacă vreți, vă trimit și întrebările, dacă veniți. Vă trimit, nu răspundeți cu onestitate la întrebări, vă trimit 10 întrebări și nu vă pun decât 2 întrebări pe care să nu le știți. Că așa am înțeles, că trebuie să știți toate întrebările ca să veniți. Nu știu, vă face doamna Manuela scris înainte, vă faceți temele. Așa făceam în copilărie, făceam temele acasă. Dar mai directorul cu 5 consilieri. E nevoie de 5 consilieri, tocmai din acest motiv, ca să poți să ajungi la o emisiune la televizor să nu ai mare. Cei 5 cu domnul Neaga câștigă în jur de 300.000 de euro anual. 300.000 de euro, dragi români. Acești oameni care nu fac nimic, minus 9 km de autostradă. Deci doar ei, cei 5 consilieri și cu domnul Neaga. Și eu vorbesc numai de salariul de la CNADNR. Dar o să iau de săptămâna viitoare. Păi domnul Neaga, știți ce vă pregătesc eu săptămâna viitoare? Păi o să iau fiecare consilier. O să caut în ce consilii de administrație. Pe unde mai sunteți fiecare?
O să vă caut declarațiile avere la fiecare. O să caut acum, știți ce o să caut? Contractele de dezăpezire. Fiecare contract și fiecare firmă în parte o să o iau. Asta o să fac eu și cu colegii mei, chiar dacă o să lucrăm, o să iau fiecare firmă, fiecare, o să văd fiecare leu care îl cheltuiți de acum. Da, și în fiecare zi veți avea măcar o întrebare. Nu se poate chiar să nu faceți nimica și să vă ascundeți în continuare. Apropo de acest scandal, au început să apară și întrebări și să cred că este o coincidență totuși că ambasadorul Statelor Unite a declarat că în România nu există infrastructură. Este totuși un semnal de alarmă. Multă corupție. Într-adevăr, asta a spus și domnia sa. Păi da, am completat. Lucrurile astea, dacă au început să se vadă și în afară, înseamnă că suntem totuși pe un drum bun. Adică nu suntem doar noi cei care tragem semnalele de alarmă. Dar vă dați seama că nici oamenii nu sunt prosti. Păi câți bani au ăștia? Ia 1.800.000, 1.600.000 buget. Cât? 1.800.000, 1.600.000. Câți bani mai au de la fonduri europene? Ah, păi poate să ia de la fonduri europene, nu iau. Păi de ce nu iau? Adică își pune imediat o întrebare logic. Orice om de bun simț spui întrebările și... De eu nu înțeleg pe domnii de la poliție de ce nu fac nimic. Eu chiar pe ei nu înțeleg. Știi? Le-a murit un coleg și știi care e problema? E exact cum, nu știu, îți dau un exemplu. Eu aș fi frizer. Până la mine în frizerie aș sta fără acoperiș, că ea asta lucrează pentru ei, drumurile de poliția rutieră, e casa lor. Da? Și lor le place să stea cu drumurile stricate, cu drumurile nesemnalizate. Dar, cu sistemul de semaforizare din București n-au dat amendă, dar unde bea acum am înțeles că o parte, nordul, parcă nordul i-a dat drumul. Da. Au stat atâta timp și au stat în intersecții, pe ploaie, că nu mergea sistemul. Da, și în acest caz, exact în cazul băiatului ăsta care a murit, colegii nu au vrut să spună ce s-a întâmplat și tuturor le-a fost frică. De ce? Pentru că sunt șefi care îi folosesc și nu își îndeplinesc atribuțiile tocmai. Ei ar trebui să aibă grijă de drumuri, să vadă dacă sunt corespunzătoare, viabile și ei stau pentru coloane oficiale și așa mai departe. Nu au timp să facă treaba asta. Până la urmă este vorba de șefi, nu? De conducere. Și de apărătorii lor din sindicate. Au 3, 4, 5 sindicate, cam atâtea sindicate sunt în poliția română și domnii din cred că conducere... vreo 2 sindicate nu iau bună, arezul vreo 3 au cătat o salarie. Am și noi de aici 2 domni de la Prolex. SNPC, Prolex, Diamantul, cei de la Diamant au fost sau detașați. Nu, și Prolexul a cerut demisia. Ulterior. Da, deci când l-am adus aici, domnul a zis așa de Prolex. N-am fost de acord cu dânsul, dar domne, a greșit. Am fost de acord cu ce a zis. Adică cum a fost? Ce noi, pentru noi, domnul Oprea a făcut foarte multe, ca și polițiști, dar în momentul acesta a greșit și îi cer demisia. Corect, poate să fie punctul de vedere. A greșit, îi cer demisia. Pe mine asta, mă, că a făcut, eu nu ne, că toată lumea spune, domnule, că te-a făcut Oprea pentru noi. Sigur că da, să ne arată și domnul de la Prolex hârtia prin care sindicatul Prolex cere demisia ministrului Oprea. Da, nu există o hârtie, nu. Există doar o declarație, a spus-o public. Deci de că a spus public, Alexandru, a spus-o și aici în emisiune. O să zic că era surmenat, că era obosit și nu mai și-aduce aminte exact ce a spus. Nu, hârtie cu număr de registrare, așa cum facem noi la România fără gropi. Trimitem sesizarea, număr de registrare, se rezolvă problema. A, și domnul Diamant, de la Diamant a avut o poziție dură. Deci, da, oricum au fost față de cei de la SNZ, deci acolo era... Față de grosul. Haide, dar nu că... Să nu crezi, Alexandru, polițiștii nu sunt de acord cu ce a zis domnul polițiștii, Paraschiv. Sau... Polițiștii cotizează la acele sindicate, polițiștii sunt cei care suferă și sunt și cei care în momentul de față cam tac. Adică noi am ajuns în situația, este incredibil. Dacă vă mai țin aminte acum vreo 3-4 ani de zile când au ieșit polițiștii la Cotroceni și au aruncat chipiurile, pe mine m-a marcat acea imagine, nu că și-au aruncat chipiurile, astea erau supărați, asta așa, așa au considerat ei să facă. Erau păziți de jandarmi. Deci o armă a Ministerului de Interne era păzită de o altă armă a Ministerului de Interne, adică poliția, care are în obiectul de activitate tocmai astea, respectarea legilor, era păzită de jandarmerie. Adică în ce nebuloasă puteam să fim în acel moment și am fost în acel moment și văd că acum continuăm. Pentru că în stradă acum au ieșit civili. Deci au ieșit cetățenii
culmea, majoritatea șoferi, motocicliști care suferă și bicicliști erau poziții de jandarmi, ei ieșiseră pentru polițiști, adică și în special pentru polițiști de la rutieră, care nu și-au făcut treaba. Adică vă dați seama în ce situație am ajuns în România? Noi apărăm și am ieșit în stradă pentru cei care nu-și fac datoria, pentru că unul dintre ei... Să ne apere pe noi, dar de fapt noi apărăm pe ei. Pățit un tragic eveniment. Domnilor. Total, România asta e și frumoasă. Adevăr că asta e România. Da. Unde mai găsiți așa ceva? Da, trăim... Așa și promova România. Vreți să conduceți cum conduceați acum 40, 50, 60 de ani pe la dreapta din țară? Veniți în România. Străzi cu un singur sens. Autostrăzi fără parapet românești. Pe bună, dar nu poți să promovezi așa. Sunt și oameni care vor să... Nu știu cum e să conduci pe străzi cu gropi, să ocolești gropi. Da, de fapt ar trebui singurul slogan, nu grădina Carpațiu sau cum era acum. România Enduro. Și cei care sunt pasionați de Enduro înțeleg ce înseamnă Enduro. Vă dați seama, fiul Hrebenciu, care a recunoscut că e vinovat în dosarul la trecere. Da, unde-i? Predă. Profesor Lase. Mă dați seama ce economiști, economiști o să iasă din ASE. Și atunci... Păi, având în vedere, cum se cheamă, averea domnului... Am avut noi, înseamnă că e tare pe economie. România frumoasă cu o livadă. Așa e, România frumoasă cu o floare, cu o livadă. Avem de toate. Și mere stricate, și mere bune. Și tăietori, la și greu. Și tăietori, și avem de toate. Da, și tăietori de frunze la câini, șupesc colegii. Pe cuvânt, adică... Suntem într-adevăr nu, dar în primul de neînțeles. Și... Da, dar da, lucrurile astea... Avem în plasmă că cel mai mare tăietor de frunze la câini, care a făcut minus 9 km de autostradă. Suntem pe locul 138 din 140 de țări din lumea asta, conform World Economic Forum. Că nu suntem pe locul 140. Păi nu putem, că pe 139 sunt frații noștri din Basarabia, adică păi, tot noi. Eu cred că 2-3 ani de zile o să ajungem pe locul 140. Eu cred că o să ne scoată din top. Să ieșim cu locul. Ori să zică, păi ăștia n-au nicio treabă. Nu, glumim acum. Dar zicea că suntem pe ultimul loc în comunitatea europeană, adică între țările civilizate, este pe ultimul loc. Da, bineînțeles, Ungaria, Ucraina, cu tot ce se întâmplă acolo, Bulgaria, tot sunt peste noi. Nu vorbim de Muntenegru Serbia, și de Serbia și Croația de... și toate. Și suntem într-o situație foarte delicată, să nu folosesc un cuvânt prea dur. Râdem, glumim, însă lucrurile se schimbă și noi facem ceva în acest sens. Aici, pe bucățica noastră, cu România fără gropi, noi facem ceva. Mergem mai departe cu campania România fără gropi. Avem o victorie foarte importantă. Am obținut de la Secretariatul General al Guvernului dreptul de a folosi cuvântul România în titulatura asociației noastre, Asociația România fără gropi. Se va numi Asociația România fără gropi. Eu am fost destul de sceptic la început. Nu că era legal ceea ce cereați voi, dar ați fost la Nașul TV, v-ați luat de ei, cream că vă întârzie puțin. A fost o mică întârziere, oricum acest lucru contează. Deci acordul privind folosirea denumirii Asociația România fără gropi de la Secretariatul General al Guvernului. Avem dreptul să folosim cuvântul România, era și culmea să nu-l putem folosi, însă asta este, noi ne-am făcut temele, am stat și ne-am aplicat asupra statutului și a actului constitutiv, astfel încât să nu existe vreo virgulă în plus, vreun semnul exclamării ne la locul lui. Scopul asociației este foarte simplu. Dorim să ajutăm instituțiile statului să dezvolte infrastructura rutieră. Dorim să ajutăm poliția rutieră și de asta tot facem mereu apel. Veniți alături de noi, domnilor polițiști, și în special agenții de la rutieră din stradă. Este și pentru dumneavoastră. Să mergeți într-o audiență, să le puneți statut, să le arătați. Domnule, noi asta vrem. Noi nu vrem să vă pedepsim pe voi sau nu avem nimic cu voi. Noi vrem să vă ajutăm. Dimpotrivă, chiar agenții din stradă trebuie să vină alături de noi prin diverse metode. Dacă unii vor să iasă în față sau unii vor să, mă rog, să-și păstreze anonimatul, e ok, noi le oferim acest lucru. Veniți alături de noi pentru că știm că aveți niște șefi care n-ar trebui să fie șefii dumneavoastră. Apropo de chestia asta, ar trebui să facem și un anunț. Sâmbătă 31 octombrie la ora 14 în București ne lansăm și noi oficial ca și organizație.
se va întâmpla pe calea Rahovei, numărul 147-153. Avem mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook, România fără grup. Eu așteptăm pe domnii de la Poliția Rutieră, știm că vor veni în misiune. Undercover. E ok, să nu fie probleme, că o să servim o apă acolo, să nu avem discuții. Am trecut la ora 3 pe aici, Alexandru, și am uitat să fac o poză. Erau toate mașinile parcate la ora 3 aici. Dar să știi că jumate de acum le parchează și în spate. Dar jumate... E un început, dar totuși... Metehnele vechi se schimbă mai greu, dar se schimbă. Cu voință, cu dorință, cu ajutorul celor de la România fără gropi. Suntem din ce în ce mai mulți. Deja ne gândim să deschidem filiale prin Botoșani. Bună ziua, domnii de la Botoșani. Face ceva cu drumul național 29D. Că vine iarna și pe urmă nu merge scuza. A venit iarna, nu mai putem să facem nimic. La Iași, la Suceava, să știți, eu v-am spus, știți că de acum două luni vă spuneam, că o să vină iarna, o să zică, noi nu mai putem să-i amendăm, că n-au cum să repare în momentul dar ăsta. Dar iarna sunt alte lucruri care se fac, dezăpeziri, noi ne pregătim și pentru dezăpeziri. Și eu. Că vom avea activitate. Și eu mă pregătesc cu contractele, domnul Neaga, de săptămâna viitoare, contractele de dezăpeziri. De ce nu aveți contracte pe noi drumuri naționale? Așteptați să vină zăpada și... Nu, colegii, așteptă domnul Neaga să vină zăpada și să atribuie atribuire directă. Nu mai merge domnul Neaga atribuire directă, contracte clare. De ce nu le aveți? Cu licitații, gata cu atribuirea directă, dar ok, atribuiți-le și direct. O să spunem că ați atribuit direct kilometru acolo până la kilometru acolo, firmei, care-i firma, o să vedem. Măcar să se întâmple, chiar dacă este așa ardură, măcar să se întâmple dezapăzirea. A zis domnul Neagă, asta vrem să facem de acum și asta o să facem cu toate contractele, cu toate firmele care la CNADNR. Sunt curios să văd și de ce firme care asfaltează, v-ați mai pomenit ca asfaltator să-și facă reclamă la TV? Sincer, ați mai pomenit? Nu, dar nu înțeleg pentru ce ar fi reclamă. Păi nimeni nu înțelege, nu știu de ce parchetul nu-i întreabă. Sau ANAF-ul. Domnilor de la ANAF, i-a întrebat acea firmă care își face reclamă la televizor, care nu are ce să vândă, că doar nu mergem noi oameni obișnuiți să comandăm străzi. Nu cumpărăm noi străzi. Depinde. Dar noi nu vând kilograme de asfalt. De ce nu-i întrebați de ce... Da, oferă publicitate. Da, exact la toate publicitate, sau la anumite televizori? Nu la anumite, dar nu contează. De aceeași publicitate, nu știu dacă țineți minte, cu EADS-ul, când era publicitate pe televizor cu Airbus-ul. Parcă noi ne-am cumpărat un Airbus. Da. Adică tu se vede clar că e șpagă. Ce mai, de ce ne ascundem? Că e tăcere, că e cumpărată tăcerea presei. Dar și mecanismul și procurorii știu. Eu vă dau o lucrare, voi dați acolo publicitate, filmul, acea televiziune vorbește frumos de noi și gata, asta e tot. Dar asta e circuitul banilor natură în România. Dar nu, da, asta e pe față, mai mult decât atât, dar ce? Adică nu trebuie să fii mare procuror și eu de-aia am zis tot timpul că am, domne, încredere în procuror. Păi, nu e atât de greu. Păi te duci la firma aia, e firma austriacă, că nu stau să mă, domne, dar de ce îți faci, domne, reclamă la televizor? Da, acum o să spun un lucru nu tocmai plăcut, și anume că televiziunea din România este egală cu prostituția. Pentru că au ajuns toți să depindă doar de bani și nu mai există niciun gram de moralitate, nu mai există nici măcar o fărâmă de gest umanitar sau, mă rog, legat de semeni și de ce ar trebui să facă o televiziune. Televiziunile sunt una dintre cele mai mari puteri de manipulare, teoretic. Da, și presa în general. Și de acolo ar trebui să învățăm niște lucruri, nu să sprijinim... Da, răspund telespectatorilor. Alexandru, simplu. Nu trebuie să uite doar la mine. Nu trebuie să ia motamu ce le spun eu. Sau la voi. Dar poate să informeze. Se uite și la mine, se uite și la altă televiziune, citește și un ziar și își face singur. În capul lui și vede, băi, care a avut dreptate? Cine? Nu trebuie să ia motamul, că poate și noi le spunem lucruri greșite. Poate greșim. Poate alți colegii noștri greșesc, dar dacă citești același articol, despre același articol, da? În trei locuri diferite, despre același lucru care s-a întâmplat, îți faci singur. Da, practic e acea verificare din trei surse. Da, zic două, nu contează, dar nu trebuie să te uiți. N-a zis nimeni să uiți doar la Nașul sau doar la Antena 3 sau...
Dar vezi subiectele și cum poți să vezi și tu. Oamenii asta trebuie să facă. Noi chiar îi rugăm pe toți telespectatorii să verifice site-ul nostru, România Fără Grob, să avem actele puse acolo, avem toate documentele, toate răspunsurile de la poliția rutieră, că poate să nu dar citim noi bine. Dar voi vă dați seama că pe voi nu v-a chemat la altă televiziune? Au fost, am apărut așa la câteva știri. La știri, da, dar gândiți-vă că ei v-au văzut. Pentru o dezbatere toți, în direct. Pe toți invitații noștri i-au chemat. Mai mulți dintre ei, da? Iau nevoie și când discute, dar nu va chema nimeni. Păi domnilor, vă dau, sunați-mă pe mine că vă dau numele de telefon a băieților. Nu e problemă, că ne pot contacta pe Facebook, pe e-mail, pe orice există canale de comunicare cu noi. Avem cunoștințe comune, nu asta e problema. Ideea este că noi spunem ce scrie, nu spunem lucruri. Și lucrurile astea deranjează, pentru că sunt niște, pot să le numesc chiar manevre care se fac, da? Se învârt niște bani de la unii la alții. Și atunci este incomod să ne cheme pe noi să le spunem, să le demonstrăm cu acte că greșesc. Pentru că sună domnul ministru sau altcineva și spune, băi, dă-i-mă pe aia afară. Da, domnul ministru, îmi face defavoare. Alexandru, raportul corpului de control, de ce nu-l dați public? Așteptă și raportul curții de conturi. Fie instituție publică ce ne ia DNR-ul. Domnule, acolo s-a furat, dovedit, la podurile de Afetești. Corpul de control al CNADNR-ului de la București au găsit din nou furând la Fetești. Nu sunt aceiași angajați? Asta sunt aceiași angajați, că domnul Neaga nu i-a dat afară și mi-a zis, păi spuneți-mi un angajat, atunci nu mai țineam minte, că nu mai stau să țin minte toate numele. M-a întrebat domnul Neaga, dar eu pe cine am angajat cu un singur post, cu un singur candidat? Păi vă spune cel mai, păi consiliera dumneavoastră, domnul Neaga, Dumitru Manuela Greta, nici măcar nu a avut concurs, ați făcut un concurs. A dus-o domnul Mitrea prin domnul Șova. Cum ați venit și dumneavoastră? Așa ați venit domnul Neaga și dumneavoastră. Din partea USL-ului. Păi despre ce tot vorbim? Stăm și tot timpul ne ascundem și nu faceți zic, dar dacă tot ați venit acolo, tot aveți salariile astea imense și dumneavoastră și consiliere dumneavoastră, și măcar faceți ceva. Accesați banii, cheltuiți banii care avem. Nu-i dați înapoi la guvern rectificare și noi avem creștere. După aia, creștere bugetară. Tot a fost întrebarea de ce nu apărăm și la alte televiziuni. Noi nu ne simțim foarte bine aici pentru că suntem într-un cadru prietenesc, nu avem întrebări pregătite, nu avem răspunsuri pregătite. Câteodată foarte, nu avem emisiuni pregătite. Suntem foarte dezinvolți și foarte naturali. Discutăm, trecem, poate părem obositori așa la un moment dat, că trecem de la una la alta. Da, cred că am putea pentru că nu facem regie. Ore întregi. Nu facem ore întregi de ce, deci de ore întregi. Nu facem regie. Și uite, tocmai dau o citire, de ce nu apărăm și pe la alte televiziuni? Păi cum ar suna în platourile lor? Poliția rutieră din cadrul MAI nu aplică legea de ani de zile. Nu doar coloana oficială nejustificată l-a omorât pe polițistul Gigină, ci și neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale agenților de la Brigada Rutieră București, unitate condusă de domnul Cristian Crai. Poate dacă Brigada Rutieră București se ocupa mai mult de aplicarea articolului 105 din codul rutier și mai puțin de coloane oficiale nejustificate, un om nu ar fi murit. 39 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate din 2008, de la începutul anului 2008 până anul acesta, de către Brigada Rutieră București cu privire la nerespectarea articolului 100, cu privire la gropile din București și lipsa marcajelor. 39, din care 8 din cauza subsemnatului. Între ghilimele, din cauza subsemnatului. În 7 ani de zile. Mulțumesc. Am terminat cu concluzia serii. Nu uitați, vă așteptăm la lansarea asociației noastre. Sâmbătă 31 octombrie, ora 14, București, Calea Rahovei 147-153. Vă așteptăm, ne privește pe toți, soarta drumurilor este în mâinile noastre. București, vin și eu. Vă mulțumesc, noi ne revedem mâine seară, ediție specială Dor de Adevăr. O surpriză, până mâine seară. Ploaie de stele. Ploaie de stele. Până mâine seară, ploaie de stele.